Nu mor pescărușii când vor porci mistreți. Este piesa prezentată aseară în premieră la Sala Mare a Teatrului Tudor Vianu, avându-i ca protagoniști pe actorii Ion Haiduc, Alexandru Georgescu, Violeta Teașcă și Maria Teslaru, regia și ilustrația muzicală fiind semnate de Vlad Stănescu, iar scenografia de Ioana Creangă. Giurgiuvenii au putut urmări astfel singura premieră a Festivalului Teatrelor Dunărene, o comedie amară despre condiția artistului și problematica culturii, într-o societate care își caută propriul drum printre nedreptăți și compromisuri. Dar nu ați cumpărat spațiul ăsta, ați investit, eu zic să investiți mai departe, într-un teatru. Ce să fac eu, mă, cu un teatru? Eu, care l-am fost în viața mea la teatru. Asta. Bani, da, să-i arunc așa, de amorul altei, care nu mă interesează pe nimeni. Să știți că veți câștiga și moralul, doamnă. Cu moralul mor de foame în ziua de azi, băi, uite-te la tine! Piesa a fost aplaudată la scenă deschisă, succesul fiind asigurat de un text care pune pe tapet probleme actuale, text aparținând dramaturgului Mircea Meionescu. Actorii s-au întrecut pe sine într-un joc care, așa cum spune actorul Alexandru Georgescu, ne face să uităm măcar pentru două ceasuri că prețul participării la circul lumii de astăzi este chiar sufletul nostru. Piesa pleacă într-o cheie de un realism jurnalistic care te păcălește că la un moment dat se pleacă din jurnalism, adică din viața de zi cu zi, și se ajunge la o zonă de critică socială extrem de puternică vis-a-vis de degradarea relațiilor umane și a, să zic așa, meciului pierdut mereu de artă vis-a-vis de zodia banilor. 15.000 de euro pentru o schelâmbăiană de o oră, două? Și actorii. Ce-ai spus? Păi actorii. Aoleu, mai sunt și actorii. De ăștia am uitat, dar pe ăștia cu cât mai trebuie să-i plătesc? Trebuie să-i plătești pe ăsta, nu? Da, la o piesă cu, hai să zicem, cu 8 personaje. 8? Păi doar ce coniță, e mult? Păi dacă e piesă cu șugăr mare, trebuie populație, pe scenă, neică! Dincolo de premieră, festivalul continuă. Mâine, cea de-a patra zi, începe la orele 10 cu un simpozium al Colocviului Național de Dramaturgie Mircea Ghițulescu. La ora 13:30 sunteți invitați la o nouă lansare de carte, iar seara se încheie cu două piese de teatru. Tot mâine, la ora 17 în sala studio, piesa Teatrului Românesc din Sexart, Ungaria, Prah, de Spirul Gheorghi, traducerea lui Zeno Fodor, cu Ildico Franc și Florin Ionescu. Seara de la ora 19, la Sala Mare, o reprezentație a teatrului, a trupei Aurele Lefterescu, aparținând Centrului Cultural Județean Călăraș, variațiuni enigmatice de Eric Emanuel Schmidt, autorul piesei Vizitatorul, pe care ați aplaudat-o lunii deschiderea festivalului. Festivalul se va încheia sâmbătă, 12 octombrie, dar până atunci giurgiuvenii sunt invitați la teatru, intrarea fiind liberă.